20 de ani. Era mișto, eram în facultate. Prima dată când mi-am sărbătorit ziua de naștere a fost la 20 de ani. La 20 de ani am primit primul set de tobe de la tata. Până atunci am rupt o canapea. La 20 de ani aveam o mașină care avea două locuri, se numește Pontiac. Cu fetele mă descurcam destul de bine. Mi-am inteles că la 20 de ani am făcut prima declarație de dragoste, avea ea 16 ani. Mi-a rămas așa antipăită în memorie, acum e undeva în America, fata. Am primit o chitară, un tort în formă de chitară, dar nu mai simte dacă fix la 20 de ani. M-a impresionat pentru că nu se putea cânta pe ea.